Bine. Bună seara. Am ascultat și am văzut și am auzit în aceste zile foarte multe opinii. Multe opinii venind din partea colegilor mei de partid. Partidul din care fac parte de 20 de ani. Colegi din coaliția guvernamentală. Colegi de politică. Și de la partidele aflate în opoziție. Am auzit foarte multe opinii de la oameni simpli. Am auzit vocea străzii. Vin azi, după toate aceste opinii exprimate de foarte mulți în aceste zile, să vă spun decizia mea ca prim-ministru în ceea ce înseamnă dezbaterea publică din aceste zile. Nu vreau și nu doresc să dezbinăm România. România nu poate fi ruptă în două. România, cred eu, în acest moment, prin tot ceea ce se întâmplă, pe de o parte, pe partea cealaltă, argumentele celor care ne-au susținut și ne-au votat, pare ruptă în două, dacă nu chiar în mai multe bucăți. Este ultima mea dorință de a se ajunge la așa ceva. În același timp, vreau să vă spun că tot ceea ce înseamnă deciziile pe care Curtea Constituțională le-a luat în timp și care nu au fost puse în practică, e normal, e chiar conform legii, ca în cel mai scurt timp să-și găsească transpunerea în cadrul legal. Orice decizie a Curții Constituționale este o decizie obligatorie pentru toată lumea, indiferent unde lucrează, indiferent ceea ce se ocupă. Toate aceste lucruri sunt obligatorii pentru toți cetățenii României. Pe de altă parte, dincolo de mitinguri, și am urmărit cu atenție tot ceea ce s-a întâmplat în aceste zile în toată țara și am văzut pozițiile oamenilor, foarte multe dintre ele argumentate, altele, în schimb, nu transmiteau de fapt realitatea. Ideea este că s-a creat un clivaj în societate. Pe de altă parte, membrii și susținătorii noștri ne îndeamnă să continuăm în ceea ce înseamnă acest demers. Ca și prim-ministru, vă anunț că după aceste zile, am luat câteva decizii. Prima. Mâine vom face în regim de urgență o ședință de guvern pentru abrogarea acestei ordonanțe. Folosesc termenul abrogare pentru că așa este, am văzut dezbaterile inclusiv din acest punct de vedere. E termenul folosit de către administrația prezidențială atunci când ne-a cerut să abrogăm această ordonanță. Vom găsi calea legală, abrogarea, prorogare, ca să nu intre în vigoare această ordonanță, ca să fiu cât se poate de clar. De asemenea, vreau să vă spun că e nevoie de a avea totuși o concordanță între ceea ce înseamnă deciziile Curții Constituționale și cadrul legal. O să demarez rapid o consultare cu toate celelalte partide, pornind de la deciziile Curții Constituționale și de la forma pe care o avem, excluzând poate acel prag de 200.000 de lei, foarte mult discutat, astfel încât, după un dialog pe care sper să-l am, și folosesc acest prilej pentru a lansa această invitație la dialog, în cel mai scurt timp,
în cel mai scurt timp, să trimitem proiect de lege spre Parlament pentru punerea în concordanță a deciziilor Curții Constituționale cu cadrul legal. De asemenea, cred că e important să mai spunem un lucru, și anume faptul că toate argumentele pe care noi le-am avut în susținerea acestei ordonanțe n-au fost foarte bine comunicate. Din acest motiv s-a creat foarte multă confuzie, s-au creat foarte multe distorsiuni care n-au legătură cu ceea ce până la urmă s-a adoptat. Și de aceea Ministerul Justiției și Ministrul Justiției își asumă consecințele. Închei prin a vă spune următorul lucru, că doresc în continuare a pune în practică programul de guvernare pentru care noi am fost votați. Mai avem pe primul trimestru 12 puncte pe care trebuie să le adoptăm prin ședințele viitoare de guvern și prin măsurile pe care le vom lua, astfel încât ceea ce au votat românii, acel program de guvernare, să se regăsească în viața lor de zi cu zi. Vă mulțumesc, o seară bună!